În Biserica Sfânta Muceniță Pelagia a fost oficiată pe 27 octombrie 2016 Sfânta Liturghie în cinstea Sfântului Cuvios Dimitrie Basarabov, ocrotitorul Bucureștilor. Slujba a făcut parte din programul duhovnicesc prilejuit de prezența icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu din județul Iași. Predica de la finalul slujbei a fost ținută de preotul Viorel Matei de la parohia Valdarno, protopopiatul Toscana, care a vorbit despre viața și minunile Sfântului Dimitrie Basarabov și despre importanța prezenței icoanei făcătoare de minuni a Maicii Domnului de la Mănăstirea Hadâmbu în Monte Catinii Terme. Preotul Viorel Matei a îndemnat oamenii să-și manifeste credința ortodoxă în fiecare clipă din viața lor pentru a fi un exemplu pentru cei care încă nu l-au cunoscut pe Dumnezeu. Care dumneavoastră deja de mai multe zile ați primit-o și v-ați bucurat de prezența ei. Gata, am ajuns și noi să slujim astăzi și să ne bucurăm de binecuvântarea lui Dumnezeu și a Maicii Domnului de a primi și de a ne închina aceste icoane făcătoare de minuni la care mulți creștini au găsit alinare. Nu o să vă vorbesc eu despre icoană pentru că sunt alții mult mai cunoscători decât mine. O să încerc să vă spun câteva cuvinte despre Sfântul pe care astăzi îl sărbătorim, Sfântul Dimitrie Basarabov, care este, după cum bine știți, ocrotitorul Bucureștilor. Sfântul Dimitrie viețuiește în secolul al XIII-lea în prejurimile orașului Basarab, satului Basarab de astăzi, din Bulgaria. Încă de mic, de la vârstă fragedă, intră în viața monahală, dorind după Dumnezeu, și își petrece viața în singurătate, în liniște, pusnicind pe râurile, pe malul râului Long, în Bulgaria. Foarte aproape de... Nu departe, să zicem, de granițele țării noastre. Este, petrece viața în liniște, nu sunt foarte multe informații, geografii nu păstrează foarte multe informații despre viața lui. Se știe că a viețuit frumos, a viețuit curat în secolul al XIII-lea, iar trupul său singur s-a așezat înainte de moarte, cunoscând sfârșitul, între două pietre pe malul lacului. Acolo, pietrele acelea făcându-i se scriu, neștiindu-l nimeni, neștiind cine este. Târziu, după moartea lui, o fetiță bolnavă, demonizată, fiind posedată de diavol, fiind bolnavă psihic, cum spunem noi cei de astăzi, că avem mulți psihologi care ne învață, visează despre acest om al lui Dumnezeu, despre acest trup, despre aceste sfinte moaște și le spune părinților că, uite, mi-a promis cu tare om, care se găsește în cu tare loc, indicând locul unde erau moaștele Sfântului, mi-a promis că dacă o să-i scoateți trupul de acolo, el mă va vindeca. Să-i duc părinții cu Evlavie, caută trupul, îl găsesc, îl scot afară de cele stânci. Sunt foarte multe aluviuni pe râul acela și cu toate acestea trupul nu a fost descoperit pentru că s-a așezat foarte bine între două stânci, vă spuneam, și acele i-au făcut ca și drept mormânt. Aceasta este una din primele minuni pe care le săvârșește Sfântul Dimitrie cel Nou, Sfântul Dimitrie Basarabov. Ulterior, după descoperirea moaștelor sale sau și punându-se moaștele în orașul Basarab, în orașul său natal, foarte mulți creștini s-au învrednicit de minunile sale. În timpul războiului ruso-turc este dăruit de un comandant rus, este dăruit domnitorului țării românești, care plătește o sumă de... o răscumpărare, să zicem, pentru moaștele sale. Și astfel moaștele sale ajung la București. Sunt foarte multe minuni care s-au petrecut în jurul acestor sfinte moaște. O să vă relatez două dintre ele mai noi, minuni petrecute după Revoluție în România, după 1989, chiar în 1989, imediat după căderea regimului comunist, un nene bolnav de picioare, având boală la picioare, neputând să meargă, mergea cu două cârje, merge să se închine,
își lasă cârjele acolo, aproape de baldachinul cu Sfintele Moaște, se duce acolo cum poate, se închină, se roagă în felul lui și se ridică de acolo, merge, pleacă în picioarele lui și abia coborând dealul Patriarhiei își dă seama că nu mai are cârjele la el. Se întoarce înapoi și binecuvintează și mulțumește și îl face rugăciune și ia binecuvântare de la Sfânt, vindecându-se de boala sa. O altă întâmplare foarte grăitoare este aceea cu o tânără domnișoară care, fiindu-i ciudă cumva pe părinții ei, că toată ziua în biserică, toată ziua acolo la moaște Sfântului Dimitrie, se duce în ziua de prăslovire, atunci când se deschide racla cu Sfintele Moaște, se duce și cumva răzbunându-se, să se răzbune cumva pe Sfânt, zgârie cu mâna dreaptă Sfintele Moaște. Părintele paroh Matei Turan a mulțumit preoților care au slujit Sfânta Liturghie și a anunțat programul liturgic din ziua de joi 27 octombrie, ce cuprinde oficierea tainei Sfântului Maslu și privegherea în cinstea Maicii Domnului. Cerem continuat la Măicuța Domnului să fie mult milostivă și să ne întărească pe toți. De seară, la ora 15:30, pentru că este joi și știți bine că avem Doamnele Badante, o să facem Sfântul Maslu, o să participe toți părinții. Iar tot în această seară avem la, după ce terminăm privegherea, vorbesc undeva la ora 19:30, o să facem procesiune în jurul bisericii. Așadar, vă așteptăm pe toți, nu numai la Sfântul Maslu, dar și de seara procesiunii. Credincioșii ce aparțin Bisericii Ortodoxe Române și altor biserici ortodoxe surori au continuat să vină în Biserica Sfintei Pelagia pentru a se închina la icoana Maicii Domnului de la Hadâmbu.